Startul distracției în stațiunile din sudul litoralului s-a dat cu un show spectaculos Automoto Aero, însă seria evenimentelor continuă. O manifestare inedită este și Mangalia Grand Prix, o competiție de drift și drag care va începe vineri seara și va reuni peste 200 de piloți din întreaga lume, iar premiul pus în joc este de 50.000 de euro. Până la 1 septembrie, în fiecare seară, între orele 19 și 23, vor avea loc curse de drift, este marele premiu al Mangaliei, Mangalia Grand Prix, pe primul circuit permanent din România de drift. Vor participa toți, absolut toți piloții mari din lume, începând din Statele Unite până Europa, Japonia și chiar Australia. După încheierea curselor, în incinta Grand Prix Club, vor avea loc petreceri unde vor fi invitați piloții participanți, spectatorii, personalități montene, dar și publicul dornic de distracție. În cursul serii, piloții îi vor răsfăța pe cei mai faimoși DJ din Europa, după care le va veni rândul să fie ei cei răsfățați de către acești DJ. Publicul este permis, inclusiv la clubul nostru care l-am organizat. Vom avea și un restaurant propriu aici. Și pentru mega petrecerea Liberty Parade se lucrează intens. Pe scena amenajată pe plaja dintre Saturn și Venus se fac ultimele retușuri și se pun la punct ultimele detalii pentru o petrecere ca la carte. Timp de 14 ore, 26 de DJ vor mixa la Black Sea Arena. Printre aceștia se numără Alex Gaudino, Dr. Cucho, Adrian Eftimie, Radio Killer, Vali Bărbulescu și alții. Pe această scenă se execută ultimele retușuri, pregătirile sunt în toi pentru a avea cea mai reușită petrecere cunoscută în rândul turiștilor. Vorbim de Liberty Parade, care va reuni până la 100.000 de oameni dornici de distracție pe litoralul sudic. În portul turistic Mangalia va avea loc sâmbătă și duminică spectacolul aviatic Aeromania, cu participarea unor piloți de renume mondial. Iar pe durata sezonului estival 2013, autoritățile locale din Mangalia au un proiect și alte evenimente destinate atragerii turiștilor. Pentru la anul, dacă anul acesta este de bine, deja din toamnă discutăm altfel, avem un buget și evenimentele vor fi mult mai importante.